Bă, uite, acum e chestia asta, e scandalul ăsta între capa și nane. Și tu cumva ești tovarăș cu amândoi, nu? Adică ești în ambele etape. Tu ce părere ai în situația asta? Unde te... Unde Uf. ești așezat? Gen, dacă țin cu cineva. Da, unde ești tu prins în povestea asta? Păi măgăcapa e vărămiu. Și nane e... Prieteni nu consider că ar trebui să o apărarea la vreunul din ei, că sunt marea amândoi. Așa e. Dar n-ai încercat cumva să aplanezi situația, să-i da, dar să... nu s-a putut. E asta, zai dai să cap, am încercat. Nu avea cum să nu încerc. Dar la un moment dat nu mai e cum să te bagi, că gen... Să nu și aia pe tine după aia. Da, ceva de genul. Bă, cu ai nu mă bacă deja la și ceva personal. Mm -hmm. Și știu că ai zis într-un live odată că o să se împace. Crezi că o să se împace, că o să fie tot ok? <laughs> <laughs> ai mințită. <laughs> La da, atunci, atunci credeam că ai, dar acum nu cred. Gen, e prea personal biful asta sau ceva de genul. Bă, mie ca ascultător, sincer, îmi pare rău, știi, că se întâmplă asta. Cumva putea să fie mai multă muzică făcută, știi? Oh, da, și mie mi îmi pare rău, dar na. Ce să și faci acum? Acui, na. Ce Bifurile astea pate? cu aia se întâmplă așa dintr-o dată cu aia, dintr-o prostie. Și am avut bifuri cu aia, gen, care nici nu știu de ce le-am avut. Am jurat oameni care, dacă stau să mă gândesc de dor, nu trebuia să i înjur. Mulți cu aie, mulți, mulți. Și te simțit pe aia, adică ai zis, bă... Da, m-am simțit prost. Gen... Păi s-au supărat oamenii pe tine? Nu mă interesează, gen... <laughs> strict de mine, că eram copil, și Mai mm -hmm. mă gândesc că acum și zic, bă, chiar eram copil. Da, nici mie nu mi se pare nu mi se pare combinație A ca da, ascultător. Ca așa, unul de cineva din familia ta, atunci da, se merită să-l fac de răspăt tot internet. Clar, e altceva. Da, să mă cer cu unul că mă a pe Adidas <laughs> și abia mi-a cumpărat adidas <laughs> sau o d-asta cu ai ceva de bani, dă-i de bani, că banii se fac în continuare. Nu și o dumă de asta proastă cu aia. Mm. Nu, nu, se merită să te cerți așa. Te-ai luat cu vreunul aiurea vreodată? Din muzică? Da. Adică pe degeaba, cumva nefondată, toată treaba. Nu știu. Chiar nu știu. Poate ce-a luat el și nu știi tu? Păi da, tot, tot ce a plecat, gen, și-am vorbit eu urât, a plecat de la ceva care m-am simțit eu atacat și uh -huh. că nu m am luat de nimeni degeaba niciodată. Că nu sunt eu ca om așa. Deci nu cred că m-am certat cu cineva degeaba sau... M-am simțit atacat sau ceva de genul. Mereu de la asta a plecat. Dar eu sunt genul domn cu care, dacă bine, depinde la ce mod e cearta. Dacă am mânie pe cineva, nu mai pot să mă văd gen și să vină la mine să dea și eu chiar să dau sarul cu el. Și mi s-au întâmplat chestii de astea, să mă cercui până să mă văd cu pe la apartamente și când au tins mâna la mine, să iau un braț. las așa. Adevărat, cel mai corect. Simți că nu are rost, credem mă când nu ai. Nu, dacă mă cer cu tine că tu mai călca Adidas și eu mă văd cu tine față în față după ce ne-am înjurat amândoi că mai călca Adidas parcă nu ne vine să ne luăm la bătai că mai călca Adidas și ce zici? Da, te când te de unde a plecat. Sau vin în coala sau așa, haide să bem ceva.